Vorbim despre bucuria din viața lor, dar și despre suferința cu mama, suferință cu mama Camelia și cu micuța Caelia. Să le poftim! Gata, mă dau la o parte. Mă dau la o parte, bună, Caelia. Bună ziua. Bună ziua. Ia, unde te duci tu acum? Te duce pe canapea, te duce un... Da, pe bune. Asta aia era surpriza mea pentru tine. Lasă. Am văzut acolo și nu știu dacă ai auzit, dar deja țipa mini, mini, mini. E al tău, perfect, bravo. A aruncat-o pe asta de acasă și... Normal, pentru că eu îi făcusem, e pentru tine, Caelia. Haide să luăm, uite, stai să luăm un loc pe canapea și haide să stai aici, e pentru tine. Nu, e cadoul nostru pentru tine, bravo. Și îmi place că ai fost vigilentă, l-ai văzut și imediat ai dus să îl iei. Să luăm loc, Camelia. Mulțumim de invitație. Asta e mai tare decât al tău, cu toate că-s la fel. L-a aruncat acolo. Și l-a văzut pe al nostru, nu? Da. Foarte bine. Camelia Potecu, oameni buni, campioana noastră astăzi. Bună cu ziua. Micuța Caelia la emisiune. Mă bucur că sunteți împreună astăzi aici la emisiune. Ne-am întâlnit și când erai însărcinată și am vorbit și când ai născut. Și astăzi iată că ne întâlnim pe canapea. Da, mulțumim din suflet pentru invitație. Mulțumim că, uite, se pare că moșul a venit pentru că Caelia cu ceea ce își dorea, că noi trebuie să avem mini foarte mult și în fiecare cameră și tot timpul trebuie să avem un preferatele mini lângă noi. Jucările preferate, exact. Nu? Și ne bucurăm că suntem bine și că ne aflăm astăzi aici. Și eu mă bucur canapea. Că sunteți bine, pentru că de asta, știi, am zis astăzi că vorbim despre de toate. Și a fost și o perioadă destul de, cum să zic, mai complicată așa în viața ta, când a apărut Caelia. Da, a fost o perioadă foarte, foarte grea și uite, dacă se vede, uite, tremur, tremur toată. Deci, campioana noastră, Camelia Potec, uite ce emoții, ce înseamnă să fii mamă. Da, foarte mari emoții și pentru că tot vorbeam de prima parte de când a vieții Caeliei, a fost foarte, foarte greu. Ea a fost un copil altfel și, din păcate, mini, da. Mini, e al tău și, iubire. Din păcate, a tot fost suspectă de tot felul de chestii, dar, din fericire, nimic nu s-a adeverit și este bine. Am trecut printr-o perioadă de 3 luni foarte... Era o perioadă în care toată ziua erai la medici. Da, scuze. Lasă-mi. Da, eram 3 luni de zile am fost la toți medicii, de la neurologie până la inimă, cardiologie. Scuzați-mă, dar... Nu e problemă, doar că aici mai avem și arme albe, avem cuțite de la cozonaci, acolo să nu ajungă la ele. În rest, suntem obișnuiți cu copiii și lăsăm să facă ce vor la noi în platou. Da. A tot fost suspectă de tot felul de lucruri, dar, cum spuneam, totul este bine. Mai mergem o dată la 6 luni la controle și sperăm că o să fie bine în continuare. Uite, eu aș vrea mesajul tău, poate în perioada sărbătorilor, să-i ajute și pe alți părinți care poate au probleme sau poate se văd deznădăjduiți și nu mai știu ce să facă și uite, că nu trebuie să te dai bătut, știi, nu? Da, luminițele, admiram luminițele în spate și l-a văzut și sus. Da, trebuie să aibă încredere, trebuie să se roage foarte mult. Noi asta am făcut și mulțumim lui Dumnezeu, a fost și cam în perioada sărbătorilor de iarnă când am pus punct acestor controle și când ea a început să și fixeze, să fie prezentă chiar de sărbătorile de Crăciun și să nu-și piardă niciodată speranța, pentru că noi ca părinți suntem foarte, foarte puternici, da? Suntem foarte puternici, dar câteodată ne pierdem speranța și este important ca în acele momente să nu-și piardă speranța și încrederea că la un moment dat lucrurile se vor regla de la sine sau se vor regla cu ajutorul membrilor familiei, cu ajutorul medicilor și eu sunt ferm convinsă că mulți vor reuși să treacă cu bine peste momentele mai grele. Știi, cum spuneai tu ceva mai devreme, nu e ușor pentru un părinte să afle că poate lucrurile cu copilul nu sunt exact cum ar trebui la început și vreau să te întreb cine ți-a dat ție toată puterea asta?
Păi în primul rând ea, mulțumesc. Noi când ajungem acasă ne dezinfectăm și ea știe. Adică, într-un obicei. Și atunci, da. Și pe mine, bineînțeles. Gata. În primul rând ea, pentru că era un, ce să zic, era foarte, foarte mică. Așa. Și o vedeam cum un suflet atât de mic are nevoie de, de noi, în primul rând, să fim puternici pentru, pentru ea. Tatăl ei, partenerul meu, a făcut o echipă extraordinar de bună și am știut atunci când a cedat celălalt, am știut să fim unul lângă celălalt și măcar unul dintre noi să fie întotdeauna cel puternic. Și membrii familiei noastre, pentru că avem o familie destul de, de numeroasă și destul de și foarte, foarte puternică, și prietenii. Și bineînțeles încrederea în, în Dumnezeu. Eu știi ce? Eu mă bucur că iată că Elia este la noi la emisiune și că este bine și asta e tot ce contează. Uite, gata, e al tău. Și vreau să le spunem oamenilor că totuși Caelia, când doarme, mare în preajma ei. Poftim? Ce? Cum poftim? Ce? Mamă, imediat, tu gata, nu-ți mai aduci aminte? Cu cine doarme Caelia noaptea? N-are ursul ăla pe care l-ai primit când erai însărcinată? Da, este, este adevărat. Îmi pare rău să-ți spun, dar are și un nume ursul. Cum? Măruță. Îmi pare rău că spun lucrul acesta. Nu, stai liniștită. Nici te mai spune ursuleț. Ea trebuie să știe de unde este și trebuia să-i dăm un nume ursulețului. Da. Așa, este într-adevăr cam mare, deci nu are nevoie, dar asta a primit, nu e vina noastră că e atât de mare ursul. Să știi că nu asta e realitatea, asta nu înseamnă că tu ești atât de mare, ci doar că... Eu mă bucur și să știi că este o fetiță care are niște ochi de te hipnotizează, efectiv te hipnotizează. Când se uită Caelia cu ochii ești așa frumos la tine, hai să ne uităm niște ochi superbi, superbi și e sport, știi ce, da. Tu ești campioană, tu ai stat vreodată locului? Nu. Păi și atunci dar, de ce ai pretenții de la ea să stea locului? Nu am pretenții. Da, apa. Avem și apa, să le dăm și apă. Să le dăm apă, exact așa. Uite, așa. Deci ai activitate. Da, și știi că vorbeam despre imediat. Și știi că vorbeam de faptul că m-am reîntors la sport. Și vreau să bat acel record mondial, da, de la Masters. Să știi că unul dintre motivele principale pentru care m-am întors la sport se datorează ei. Ea este motivul principal. Ce pentru frumos. Că nu mai fac față efortului fizic la care sunt supusă și îmi dau seama că trebuie să-mi găsesc timp să mă pregătesc ca să pot să fac față energiei pe care ea o are. Eu am văzut la un moment dat un experiment, un sportiv de performanță a fost lăsat 24 de ore cu un copil, cred că era de 4-5 ani și trebuia să facă aceleași mișcări. Și sportivul de performanță n-a rezistat în cele 24 de ore să facă fix aceleași mișcări și aceleași gesturi. Ba, să fac covriș, mai mâncăm și noi. A găsit covriș, lasă să mănânce covriș, dacă vrea covriș, lasă. Mănâncă ca el, ia. De asta mâncăm noi aici, pe pauza publicitară, abia așteptăm să mâncăm un covriș. Poate să luăm un covrig? Da, lasă, te rog frumos, lasă, dar lasă-i tot. Lasă că uite ce frumos a așezat și vrea covrig, bravo. Vrea să-i dea și lumine. Acum are doi de hrănit. Asta e. Gata, foarte frumos. Cum știi a fost că mai devreme ți-a luat și o portocală. Nu știu foarte dacă bine. Observa că lipsește o portocală de aici. Nu-i problemă. Spune-mi cum a fost anul ăsta pentru tine. A fost foarte, foarte greu din punct de vedere profesional. Pentru că de la un an olimpic unde aveam obiective mărețe, iată că de ce ochiare, uite cât de frumoasă e. Iată că am ajuns să ne pregătim pentru 2021, participare la Jocurile Olimpice și atunci tot programul nostru competițional s-a dat peste cap și am fost nevoit să găsim soluții. De la un obiectiv măreț, câștigarea unei medalii la Jocurile Olimpice, am ajuns să ne gândim cum putem organiza un campionat național. Lucru pe care îl făceam de 90 de ani, de când ca anul acesta am plinit și 90 de ani ca federație, de la înființarea federației. De 90 de ani organizăm competiții naționale și în acest sport în not și sărituri în apă. Iată că anul acesta a trebuit să găsim modalități pentru a organiza altfel. Dar acum suntem bine, sperăm ca 2021 să vină cu vești bune, să ne reîntoarcem la
felul nostru de a fi și de a munci și să ne reîntoarcem de la Jocurile Olimpice de la Tokyo cu acea medalie pe care ne-o dorim. Abia te așteptăm aici pe canapea? Și mâine avem la emisiunea noastră niște sportivi de nota 10 care au luat medalii și vin aici pe canapea. E vorba de Larisa Iordache și Marian Drăgulescu. Iar astăzi vine Beni, care și el a obținut o super victorie în Olanda în meciul de sâmbătă seara. Da, gimnastica a avut o performanță extraordinară la acest campionat european și asta ne dă speranțe că în următorii ani gimnastica, sperăm noi, să revin acolo unde a fost unde odată. Locul, pe podium, exact. Nu, pe locul întâi, nu pe podium. Deci, pe locul asta întâi. Place. Deci nu pe podium, locul întâi. Da. Eu vă da, mulțumesc mult că ați trecut pe la noi, să aveți sărbători fericite. Mulțumim. Și Caelia, mă bucur că ne-am cunoscut și te mai aștept pe la noi, pe la emisiune. Da, și știu, covrigi și mini. Perfect, și gata, o cucerim. Și fructe. Și fructe, și fructe. Am început cu fructele, să fim... Iar eu sunt ursulețul măruță, da? Da. Perfect, perfect. Da. Vă mulțumesc mult că ați venit, să aveți grijă de voi și la fel și vouă. Și da, salutări și persoane care face fotografii din spatele camerelor de filmat, nimeni altul decât tatăl, corect? Da. Mi se pare firesc, frumoasa Hai, familie împreună aici. Tati, te salutăm!